Turcii spun că Ucraina și Rusia au făcut progrese substanțiale în comunicare. Urmează întâlnirea dintre Zelenski și Putin? Ce șanse sunt ca în următoarele două săptămâni părțile să ajungă la un acord? Fostul președinte american Donald Trump îi cere lui Vladimir Putin să dezvăluie potențiale informații compromițătoare cu privire la afacerile pe care fiul acestuia le-ar fi făcut în Ucraina. Îl va asculta liderul rus pe celebrul miliardar și politician american? Efectul sprijinului acordat refugiaților ucrainieni pare să-și arate rezultatele. Volodymyr Zelenski ar vrea să semneze un acord privind protejarea limbii române în Ucraina. El urmează să se adreseze și parlamentarilor români chiar săptămâna viitoare. Oare ce mesaj ne va transmite liderul ucrainian? Rușii fac previziuni sumbre despre declinul economic al Europei. Ce spunei că se va întâmpla dacă UE va renunța la gazul rusesc, aflați de la noi. Care sunt propunerile pe care Ucraina le-ar fi făcut Rusiei la Istanbul? O jurnalistă a pus mâna pe documentul vânat de toată presa. Rușii și chinezii recunosc că vor să schimbe ordinea mondială. Se joacă cu cărțile pe masă. Ei bine, doamnelor și domnilor, o nouă ediție senzațională în această seară. Invitați, bineînțeles, pentru că este miercuri, Robert Turcescu și Mirel Palada. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bine ați revenit! Va intra în curând în legătură directă cu noi video și generalul Alexandru Gromaș, care face echipă foarte bună cu Robert și cu Mirel. Până atunci însă este momentul să dezvoluim o inițiativă excepțională a Metropolei TV. Un grup de artiști s-au strâns pentru a sublinia dramele prin care trec refugiații ucrainieni și moment, până la urmă, care s-a concretizat pentru o piesă excepțională, un fel de imn. Vă aduceți aminte cu toții We Are The World? E bine, în variantă românească, în acest moment pentru Ucraina. Suntem de altfel în legătură directă cu câțiva dintre protagoniștii acestui clip, Ovidiu Comornic. Celebrul Ovidiu Comornic, cel care l-a și compus, l-a creat. Bună seara! E și Marcel Pavel cu noi? Din ce știu, bună seara, Marcel! Felicitări, în primul rând, pentru inițiativa. Dacă Marcel nu ne aude, vorbim cu Ovidiu. Ai reușit, Ovidiu, să strângi la oaltă un număr impresionant de artiști. Lucrurile astea nu prea s-au mai întâmplat de ceva ani. E adevărat că nici nu prea am avut un război la graniță și nici nu ne-am dorit așa ceva. Însă e important că artiștii, uite, se unesc atunci când e vorba de astfel de momente. Cum te-ai simțit și în timpul filmărilor și ce speri de la acest clip? Care este mesajul lui? Păi, în primul rând, n-aș zice că e un imn. E un cântec de pace, un cântec care ne-a marcat pe toți. Adică pe mine m-a marcat tocmai din acest motiv am scris acest cântec, iar se adun pe cei 11 artiști. N-a fost greu, dar nici ușor, pentru că au răspuns afirmativ din prima clipă, doar că cu timpul a fost un pic mai dificil. Dar până la urmă am reușit să ne întâlnim cu toții și să creăm acest cântec emoționant, zic eu, un cântec în care se vorbește despre iubire, despre tragediile care se întâmplă, despre moarte, despre... Și, în primul rând, cât de important e să ne dăm seama că nu suntem nemuritori, cât de important este să lăsăm în urma noastră fapte bune, cât de important este să ne iubim aproapele, cât de important este să fim uniți și să trăim în liniște și armonie. Despre asta este vorba. Da, din păcate, iată, războiul este cel care pare să unească uneori populații, popoare care păreau în contradicție. Noi și ucrainienii n-am fost foarte apropiați. Așa și nici politicienii de dincolo, să zicem, că n-au făcut foarte mari pași în direcția apropierii noastre. Acolo sunt niște probleme și au fost niște probleme în privința protejării minorității române sau respectării, mai degrabă, a minorității române. Iată însă că războiul a schimbat mentalități și ucrainienii au început să descopere că românii
sunt totuși niște băieți de treabă, dacă pot să spun asta, niște oameni ok. Abia acum am aflat și eu din promul tău că vor să introducă limba română. E minunat ceea să ce protejeze, se... să protejeze un acord. Pentru că, da. Ceea ce, iată, e un lucru bun. Ceea ce e un lucru extraordinar, pentru că e foarte important ca fiecare minoritate să-și cunoască tradițiile, să-și cunoască limba și... Și gestul vostru, gestul tău și al artiștilor care participă sau participă la acest clip, la filmarea acestui clip, până la urmă vine pe aceeași linie apropierii dintre popoare, dintre vecini. Până la urmă, n-avem ce să facem. Suntem unii lângă alții, trebuie să trăim în armonie. Că altfel, iată, ies nenorociri de genul ăsta. Îl salut și pe Marcel. Marcel, ești cu noi? Da, bineînțeles. Bună seara tuturor. Bună seara. Celor care ne ascultă și dumneavoastră din studio. Cum, cum te-ai simțit în timpul filmărilor și ce sper tu de la toată această situație? Cum sper să se încheie? Da, mesajul de pace, mă rog, pe care îl dăm noi verbal, așa, nu știu, noi nu trebuie să ne bazăm pe cei din jurul nostru pentru a aduce pace. Întâi trebuie să începem cu noi acest lucru. Uh-huh. Dacă înțelegeți ceea ce spun, să începem cu noi pacea aceasta a sufletului, liniștea noastră și iubirea. Noi cu iubire, cu iubire și cu pace în suflet, atunci putem să o părtășim și celorlalți. Într-adevăr, este o inițiativă extraordinară a lui Ovidiu și îi mulțumim din suflet pentru faptul că a avut această, iată, inspirație de a scrie un text fabulos, zic eu. Dacă ai fost atent la text, Mădălin, sau dacă o să fii atent și după ce o să asculti piesa, cred că o să-ți dea lacrimile. Este clipul super. Va fi în premieră în doar câteva momente. Am ascultat o variantă short, scurtă, așa, de promo. Deci așteptăm să-l auzim. Da, nu a fost nevoie de insistență pentru a ne uni de a cânta acest cântec. Cred că toți artiștii din România și-ar fi dorit să fie atât de noi, numai că, așa cum a spus și Ovidiu, poate timpul fiecăruia a fost limitat. Noi am răspuns prompt și am făcut-o cu sufletul deschis și cu mare drag pentru a participa, de a face acest un imn al păcii, al iubirii, așa îl numesc eu. Da, e momentul în care am putea să-l urmărim și trebuie să-l urmărim. Mă bucur că s-a întâmplat acest lucru la debut de emisiune. Felicit Metropola TV și vă felicit pe voi toți cei care ați participat la crearea acestui clip minunat. Și mulțumim. Să sperăm că genul ăsta de inițiative se vor rămulți, astfel încât de acum încolo ucrainienii și românii să trăiască într-o bună vecinătate, să se respecte unii pe alții. Pentru că, iată, nu se știe când vine norocirile și atunci când vine norocirile ai nevoie de oameni lângă tine. Ironia sorții este că cineva provoacă un război ca să putem avea pace. Este ciudat cum ce spun acum. E foarte ciudat. Sperăm să se liniștească aceste momente groaznice pentru noi și pentru întreaga omenire și să fim alături cu sufletul de oamenii care sunt în suferință acum. Mi se pare că înțeleg că suntem în legătură directă și cu Silvia Dumitrescu. Silvia, bună seara, ne auzi? E o problemă tehnică, din păcate, o vedem pe Silvia. Da, ne auzi, Silvia? Ne auzi, dar nu te auzim noi, eu nu te aud. E important că te-am văzut și am remarcat că ești unul dintre interpreții artiștii care au contribuit la această poveste extraordinară. Îți mulțumesc, nu știu, o auzim? Silvia, nu, îmi pare rău. Încercăm să vorbim într-o altă ediție, iartă-ne, dar, mă rog. Da, probabil că sunt probleme tehnice, Cătălin. Îți mulțumesc încă o dată. Mulțumim tuturor, mulțumesc, Ovidiu, felicitări încă o dată. Aș vrea să închei cu un citat, dacă îmi dai voie. Doamne, fă-mă un alt a păcii tale, acolo unde este ura, lasă-mă să semăn iubirea. Iată că Ovidiu, cred că s-a inspirat fără să vrea din aceste cuvinte extraordinare. Vă iubesc și vă mulțumim din suflet pentru faptul că... Eu aș încheia cu... Să ne rugăm cu toții să oprim acest coșmar. Nu vrem ca viața noastră să fie în zadar. Despre asta e vorba și în cântec. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Felicitări încă o dată. Haideți să rămânem în clipul, după care începem dezbaterile dintr-o ediție fierbinte.
poate fi mai trist decât să vezi cum oameni mor? Ce poate fi mai trist să-i vezi cum pleacă din locul lor și lasă în urmă tot ce-n viața lor au strâns ca să trăiască liber pe acest mare pământ? Nu au nicio speranță și ochii lor sunt triști. Ei nu mai au o casă, ei nu mai au un vis și merg în lumea mare cu gândul la ce-a fost. Ei nu mai au familie, un rost. Voi oameni care credeți că sunteți nemuritori, voi oameni ce schimbați de sine din noapte până în zori, treziți-vă odată, ei sunt chiar frații voștri. Nu omorți iubirea în fragul morții. Voi oameni care credeți că sunteți nemuritori, voi oameni ce schimbați de sine din noapte până în zori, treziți-vă odată, ei sunt chiar frații voștri. Nu omorâți iubirea. Trebuie să recunoaștem că este o producție remarcabilă și cu siguranță a emoționat foarte multă lume. Bun, trecem totuși spre o serie de elemente care sunt la zi în legătură cu acest război extrem, extrem de bizar. Și în afară de faptul că remarc o nouă apropiere între Rusia și China sau o continuare, același palier al relațiilor ruso-chineze cu toate sancțiunile și cu toate amenințările din afara acestui bloc, am putea vorbi și de, hai să zicem, celebrul plan de pace propus de ucrainieni. Aș începe cu el totuși, pentru că turcii, de exemplu, zic că Rusia și Ucraina au făcut progrese extraordinare la Istanbul. Sigur că de bucurie a sărit în aer și un depozit de muniție rusesc la scurt timp după ce turcii ne anunțau că progresele în sensul păcii, al apropierii dintre cele două părți, sunt mari. Nu știm cine l-a aruncat în aer, că nu l-a revendicat nimeni, sau ucrainienii n-au recunoscut că ar fi aruncat în aer un depozit rusesc. Probabil că a explodat de bucurie. Așa, trecând peste asta, hai să comentăm un pic
aceste propuneri ucrainiene. Ucraina se autoproclamă un stat neutru, vrea în schimb garanții legale internaționale, iar printre garanți enumeră Rusia, Marea Britanie, China, Statele Unite ale Americii, Franța, Turcia, Germania, Canada, Italia, Polonia și Israel, România, doar dacă vrea, invitată să se alăture. Le menționez pe cele mai importante puncte. Ucraina promite să nu se alăture niciunei coaliții militare și să nu găzduiască baze militare străine sau contingente de trupe. Orice exerciții militare internaționale ar fi posibile numai cu acordul statelor garante. Ucraina și statele garante convin că în caz de agresiune, orice atac armat împotriva Ucrainei, fiecare dintre statele garant, după consultări reciproce urgente și imediate, va oferi ca răspuns și pe baza unui recurs oficial Ucrainei asistență ca stat permanent neutru atacat. Acest ajutor va fi facilitat inclusiv prin închiderea spațiului aerian, ceea ce acum s-a întâmplat. În maxim trei zile. Furnizarea de arme necesare, utilizarea forței armate în scopul restabilirii și apoi menținerea securității. Cum e punctul ăsta cu... Dacă mai e atacată, cine poate să o atace pe Ucraina? Unul dintre statele garante, gen Rusia sau... Nu știu, eu n-aș lua pe puncte în toată chestiunea asta. Aș lua tot pachetul, dacă vrei, în toată... Da. E nerealist, ca să zicem așa. Da? Adică Rusia nu va accepta niciodată genul acesta de acord. Da? Dar e o bază de plecare, e cam bancul ăla cu... Da, e o bază de plecare. Etnici. În același timp, cum să spun... Că nu mai e deja, nu mai e bază de plecare, pentru că în două săptămâni ar trebui să se întâlnească Putin cu Zelenski. Pe baza acestui acord... Dar... Știi cum se întâmplă în momentul ăsta, în chestiunea asta care e acolo din Ucraina, eu aștept să văd care e propunerea rușilor, înțelegi, pentru discuții. Deci hai să nu o luăm așa, știi, Ucraina care e statul atacat, înțelegi, vine și spune, domne, hai să ne împăcăm, dar astea sunt condițiile ca să ne împăcăm. Nu, rușii trebuie să vină să spună la un moment dat că ei sunt armata invadatoare, ăsta este planul pe care și cam asta vrem să se întâmple. Da? A, că la un moment dat punctele pe care probabil le propun ucrainenii se intersectează sau chiar se identifică și cu propunerile rușilor, putem să înțelegem chestiunea asta. Dar nu cred că ucrainenii sunt în situația, la cum arată lucrurile acum, de a impune un plan de pace. Din păcate, sigur că da. Da? Rusia este cea care eventual poate să citească niște propuneri și să zică, domne, asta da... cu asta nu suntem de acord, cu asta suntem de acord. Era un film al lui Mel Brooks, dacă se aduce aminte, Isteria nebună a lumii, când era împărăteasă, zicea da. Mai spun atâta. În fapt, până la urmă, e încă de subliniat acest lucru în continuare. N-avem un război ruso-ucrainean. Avem un război ruso-american, în primul rând. Da? Deci, despre asta este vorba. Ceea ce se întâmplă în momentul de față în Ucraina este o reașezare a plăcilor tectonice în materie de geopolitică, da? Și evident că avem niște blocuri care se confruntă în care Ucraina este sigur teatrul de operațiune, acolo se întâmplă lucrurile. Dar în fapt, în acest moment, da, negocierile adevărate sunt de fapt între ruși și americani și împărțirea lumii în continuare în sfere de Negocierile ruso-americane în acest moment par doar așa, purtate pe canale de inteligență. Am văzut o sursă diplomatică destul pregnantă, care amintește de o întâlnire care va avea loc săptămâna asta, de exemplu, spre final, între ruși și americani. Pe un canal, nu se știe cine din partea diplomației americane va participa la discuții. Am văzut mențiunile astea. Dar, pe de altă parte, pentru ucrainieni, e un război. E un război concret, real. Există un război între ruși și ucrainieni. E adevărat că sunt blocurile mari care aici se reașează, dovadă întâlnirea dintre Lavrov și omologul lui chinez, care s-a subliniat. Atâta mai spun. Doamne ferește! Rușii sunt mult mai relaxați în acest moment, pentru că obiectivele pe care au vrut să le atingă, le-au atins. Mi este din ce în ce mai clar... Le-au atins sau nu? Da, mi este din ce în ce mai clar... Iartă-mă, ce voiau? Sudul Ucrainei, țintele din zona de sud, da? Toate lucrurile pe care le-au vrut acolo le-au cam atins, da? Inclusiv aprovizionarea cu apă a Crimeei, care e o chestiune extrem de importantă, că degeaba e Crimeea dacă n-ai fâșia de uscat prin care să poți să alimentezi, mai ales cu apă, Crimeea. E un canal făcut în anii 60, care dacă te uiți pe hartă, vezi, străbate toată Crimeea, s-a dat pe la Nipru și s-au dus și au ocupat. Vreau să salut și pe domnul general Alexandru Grumaz, care este în legătură directă cu noi. Bună seara! Președintele Centrului de Analiză și Studii de Securitate. Bună seara și bună seara invitaților dumneavoastră.
Imediat ajungem și la dumneavoastră. Doamne, Robert, continuați. Îl las pe mine. Asta era toată decizia, am vrut să spun. Deci, din punctul meu de vedere, rușii în acest moment, spun din nou, sunt destul de relaxați în sensul în care țintele majore pe care și le-au propus le au în mai mare măsură decât asta mai spun mică ei. Măsură. Din punct de vedere militar, teoria că rușii și-au atins obiectivele e foarte contestată în anumite medii, așa, inclusiv militare, așa, în zona occidentală, inclusiv în România. De ce trebuia să câștige Kievul? Dar nu erau nebuni să se arunce în Kiev, că acolo n-ai cum să... Rușii așa zic. Kievul e cât o țară. Sergei Șoigu a spus că operațiunea specială din Ucraina și-a atins principalele obiective. În schimb, în ziare precum Pravda, sau la fel pe aceeași linie în Pravda, se spune așa, mi se pare și mai tare afirmația, Rusia a oprit, de fapt, un mare război. Cu cât avansăm mai mult în operațiunea noastră specială din Ucraina, cu atât mai mică este probabilitatea unui război între Rusia și Occident. Ce spuneți, domnule general, și ajung la Mirel Palada imediat, despre această afirmație, interpretare și despre ideea că rușii și-au atins obiectivele? Rusia, care a inventat Maschirovka în timpul celui de-al doilea război mondial, a adus-o la perfecțiune la ora actuală. Nimeni în Rusia nu crede că armata rusă se bate cu ucrainienii. Nu, se bate cu naționaliștii ucrainieni, de unde și termenul de denazificare. Deci, practic, toată lumea știe acolo că Rusia duce o operațiune de salvare a Ucrainei împotriva naționaliștilor. Asta este lucru care la ora actuală se vehiculează în presă. Și e foarte bine ținută în mână această propagandă rusă, pentru că de la oameni la o anumită vârstă, 40, 50, 60 de ani în sus, sunt toți care au chiar cred în ceea ce li se spune la postul național de televiziune sau media oficială. Deci din punctul ăsta de vedere, o țintă e atinsă. E foarte ușor să amesteci lucrurile acum și să spui ne luptăm cu naționaliștii ucrainieni care au făcut și au dres în cel de-al doilea război mondial și așa mai departe. Deci din punctul ăsta de vedere este clar, propaganda este reușită la, în Rusia. Bun, dar știți cum e? Că dacă mai câștigă războaiele între ghilimele, nu știm dacă l-au câștigat pe ăsta, ei spun că și-au atins obiectivele, pierzând atât de mulți militari, s-ar putea să nu mai aibă armată operativă. Deci care este chestiunea? Eu m-am uitat așa pe, mă rog, pe materialele care le am, pe mail-uri, pe, mă rog, pe open source ăsta, acum se vorbește la ora actuală, deci pe sursele deschise din media. Ce am constatat la o analiză așa scurtă? Faptul că Putin este îngrijorat de ceea ce se întâmplă în jurul lui. Și asta ce îmi spune mie? Îmi spune, de exemplu, că direcția a 5-a din FSB, cea care se are cam aceleași atribuțiuni cu SVR-ul, deci cu Serviciul externele extern. Ruse, au probleme și a arestat doi lideri din acest sector. Deci ăștia se ocupau practic cu rețeaua de spionaj din Rusia și din zonele adiacente. Deci din țările cum ar fi Belarus, Ucraina, mă rog, Georgia. Rețea care a ratat momentul, informațiile n-au fost reale. Putin crede și la ora actuală că planul pe care l-a făcut împreună cu Șoigu este cel bun. De asta și Șoigu și-a permis să spună că au fost atinse obiectivele pe care le-au avut. Pentru că ei consideră la ora actuală că din punct de vedere militar și-au îndeplinit obiectivele. N-au reușit să schimbe guvernul de la Kiev, dar au reușit un lucru destul de important, să ocupe partea estică a Ucrainei, deci tot malul Mării Azov. Ceea ce este bun. Mai sunt câteva zile, probabil... Ucrainienii, scuzați-mă, vorbesc în propunerile de pace de la Istanbul de 15 ani pe care ar trebui să-i parcurgă cele două părți. Lăsați propunerile că... 15 ani? Nu, lăsați propunerile, că dacă stăm să ne... Cele două părți pentru a se înțelege în privința acestor regiuni, ocupate sau nu. E foarte greu. Vă spun de ce. Deci războiul în Ucraina n-a început pe 24 februarie. Războiul în Ucraina a început cu aproape un deceniu în urmă, când după revolta publică a fost alocat președintele în exercițiu de atunci al Ucrainei, iar ucrainienii au refuzat un acord de împrumut cu Rusia și au semnat un acord de aderare de asociere la Uniunea Europeană. Deci atunci a început războiul, practic.
acesta. Nu poți să rezolvi, pentru că acordul, noi suntem tot în jurul acordului de la Minsk, la ora. Cam aceleași lucruri s-au disputat la Minsk, dar de ce nu s-a aplicat? Pentru că trebuia să cedezi teritoriul. Ce președinte al Ucrainei va ceda teritorii? Spuneți-mi și mie, unul. Zelenski nu, Poroșenko n-a cedat. Zelenski n-a cedat. Mai vine altul, va ceda, nu va ceda nimeni. Nimeni nu cedează teritorii. Deci la ora actuală mie mi se pare că nu este decât o discuție cu puncte care parcă se pot rezolva, cu puncte care în niciun caz nu se pot rezolva și cu faptul că Rusia câștigă timp ca să-și reorganizeze logistica pentru batalioanele tactice, grupurile tactice de nivel batalion. Vreau să vorbesc un pic. Sunt dezorganizate, n-au linii de alimentare, n-au absolut nimic ca să poată duce o operațiune. Este, știi cum, ai mușchi tari și ai stomacul gol. Păi poți să ții o țară ca Ucraina în condițiile astea? În niciun caz. Domnule general, vorbesc acum și cu Mirel Palada. În calitate sociolog, ce impact crezi că ar putea să aibă în Rusia faptul că încă rușii nu știm cât de informați sunt în privința asta? De exemplu, au recunoscut vinerea trecută că au vreo 1300 și ceva de militari morți. Când se va afla, de exemplu, dacă se va afla, că au murit peste 10.000. Nu ca, așa cum zic ucrainienii, 16.000, 17.000, nici cum zic americanii, 7.000, poate chiar 10, poate 5.000 de militari. Crezi că asta va avea un impact asupra rușilor? Ar putea avea un impact negativ, astfel încât Putin să fie mai șubret sau regimul Putin să fie mai șubret? Sunt mai multe lucruri de spus pe subiectul ăsta. În primul rând, nu știm ce se întâmplă în Rusia. E foarte posibil să aibă impact, e foarte posibil să nu aibă impact. Ce spunea domnul general Gurmaz referitor la legitimarea prin discurs a acestei agresiuni militare, prin faptul că ei de fapt luptă împotriva, ghilimele, naziștilor, împotriva naționaliștilor, este un subiect foarte puternic în istoria recentă a Rusiei și este un subiect care poate să construiască morală în rândul populației rusești. Morală în sensul de emoție pozitivă, pentru că marele război de eliberare, care a fost al doilea război mondial pentru ei și în care fiecare familie ad literam din Rusia a avut câte un om mort și care a fost evenimentul semnificativ al ultimilor 200 de ani de la Napoleon, încoace ei n-au mai pățit așa ceva, a lăsat o amprentă foarte puternică în mentalul colectiv rusesc și dacă vii să te legitimezi, să te adapți de la această sursă de legitimare, e posibil ca populația să zică, da, domnule, sunt niște naziști, dar n-avem de unde să știm. Pentru că, știi care este cuvântul la modă acum, da? Pe vremuri, cuvântul la modă furat din sociologie și care a ajuns să fie din ce în ce mai găunos, era paradigmă. Acum, cuvântul din ce în ce mai la modă este narativ. Domnule, sunt atât de multe povești. Nu știm, toată lumea știe ce face Putin, toată lumea știe ce face Șoigu, că a făcut Dalea, că a făcut infarct. Toată lumea știe că e arestat. De unde știm că e arestat? Habar n-avem. E nu, are apărut la rampă, s-a dat un filmul ăsta. Nu știm dacă e de la FSB sau de la SVF sau de la cum Dumnezeu îi zice. Nu știm ce se întâmplă în Rusia. Poate domnul general are niște surse privilegiate. Eu, pe persoană fizică, nu e nicio diferență când citesc despre războiul din Ucraina. Dar poți să vorbești de un succes în condiții în care ai pierdut. Nu, ascultă, deci orică citesc un roman de John Le Carré, înțeles? Sau că citesc Căderea Constantinopolului al lui Vintilă Corbu, sau că citesc ce se întâmplă acolo, e fix același lucru. N-am de unde să știu că se întâmplă sau că nu e o narațiune, un narativ frumos construit. John Le Carré scrie foarte convingător și nu știm dacă s-a întâmplat așa, pentru că pur și simplu nu s-a întâmplat așa, că e o poveste. Primul lucru. Al doilea lucru, chestia asta cu câștigatul rușilor, cu ce au avut ei de gând să facă, e foarte posibil să nu fi vrut să câștige Kievul, pentru că Kievul e complicat să cucerești unul la mână 3 milioane și doi la mână, mai ales să-l stăpânești, îți trebuie 10 la 1 soldați ca să... E complicat. Dar au vrut doar Donetsku și Luganscu? Au vrut Mariupolul? Au vrut să se extindă de la Crimea, care se leagă foarte îngust în pământ? Odessa? Au vrut Odessa? Au vrut canalul ăla de la Crimea dân sus? Nu știm. Pur și simplu nu știm ce s-a întâmplat acolo. Al doilea lucru care trebuie discutat este faptul că, așa cum spunea Robert, de fapt este o luptă între două mari puteri, de fapt între două mari blocuri. Nu este lupta între Rusia și Statele Unite. Este lupta între blocul occidental, care este America, cu Europa, cu Five Eyes, inclusiv Australia, inclusiv Japonia, care nu e în Five Eyes,
inclusiv Israel, și cu blocul care încetul cu încetul se concretizează sub inițialele BRICS, care înseamnă Brazilia, Rusia, India, China, South Africa, SU, de la Africa de Sud. Și care e cel mai important lucru din tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă și nu a discutat nimeni despre el? Nu faptul că China se înțelege cu Rusia. Aia o știm. Aia era predictibilă. Nu faptul că Rusia nu se înțelege cu America, ci că dintr-o dată Hodorong Trong, iul din BRICS, India, de unde până acum 20 de ani la rând a dat mai degrabă să fie de partea Americii pentru că voia să fie împotriva Chinei, e o tensiune puternică între India și China acolo, știm foarte bine, băi, ce să vezi, dintr-o dată, iul ăla contează din ce în ce mai mult în logica BRICS, pentru că nu a vrut să conteste, să îi pedepsească moral la ONU, să voteze împotriva agresiunii Rusiei, s-a abținut, absolut întâmplare. A venit informația că de fapt nu mai vor să mai facă tranzacții în dolari, ci că vor să facă în rupii moneda lor și ce să vezi, poate chiar în ruble și în yuan, cum Dumnezeu se numește, da, moneda chineză, pentru a început să cumpere gaz masiv de la ruși, profitând de faptul că rușii nu o să mai poată să mai vândă la Europa. Sunt niște jocuri uriașe și India, un joc pentru de poziționare foarte important. India, pentru numele lui Dumnezeu, e 1,2 sau 1,3 mm-hmm. miliarde de oameni. Deci dacă scoatem din ecuație India în acest mare joc geostrategic, nu ne dăm seama de adevărata schimbare de plăci geostrategice. Și mai spun încă o chestie și închei. Este un istoric remarcabil, știe multă lume în domeniu, este unul dintre cei mai cunoscuți în momentul de față și cei mai apreciați. Neil Ferguson se numește tipul. Da. Și care are un articol în Bloomberg despre felul în care conflictul de acum este cumva în oglindă conflictul din războiul rece de generația anterioară. Ce aveai atunci? Aveai doi parteneri, unul senior, unul junior. Partenerul senior, la vremea respectivă, în anii 50, pe vremea războiului din Coreea și după aia războiului din Vietnam, era Rusia, partenerul junior era China, săracă, amărâtă, n-avea tehnologie, avea multă lume și cam atât. Și amândouă erau în luptă cu blocul absolut la întâmplare ăsta de acum, America cu Europa, punct. Războiul din Coreea despre asta a fost. Și atunci tu aveai o luptă între o mare putere europeană, sau aproape europeană, euroasiatică, Rusia, cu America și cu niște locotenenți, țările din Europa și China, și unde primul conflict, în mod paradoxal, n-a început în Europa, a început în Asia, în Coreea, în 1953. Acum, în oglindă, China este jucătorul major, Rusia a devenit încetul cu încetul jucătorul minor, Rusia nu mai are așa, America nu mai are așa o mare problemă cu Rusia, are o din ce în ce mai mare problemă cu principalul său adversar geostrategic, da, China. China ia sub umbra sa, sub umbrela sa, Rusia, și primul conflict între aceste două mari blocuri nu mai este în Asia, cum a fost în războiul din Coreea, este fix în oglindă în Europa, prefigurând, poate, conflictul din Taiwan. Deci, dincolo de componenta morală, nu ținem cu rușii, alo, subtitrare, să se menționeze, nu țin cu rușii, nu țin cu chinezii, nu țin cu Noua Zeelandă, nu țin cu marțienii. Dar trebuie să facem această analiză. Neil Ferguson este unul dintre persoanele cele mai respectate și mai apreciate din establishmentul academic și de think tank-uri și ideologic din Anglia și din America. Nu ținem cu rușii. Adică el spune nu e repudiat de globalist. E din aia globalist. Eu doar v-am tradus ce zice Neil Ferguson. Ca să nu avem discuții la proces. Dar cu cine vrei să te judeci? Nu, în sensul general. Da, cuvântului când o să fiu arestat pentru că trebuie de seara. Când o să fiu arestat. Exact. Domnule general, vreau să fac și eu. Da. Și nu, îmi cer scuze, domnule general. Și mi-am de spus un singur lucru, că mă tot chinuiam să mi-l aduc aminte. Rusia are succes, n-are succes. Ăia care țin cu rușii zic că are succes, ăia care nu țin cu rușii zic că n-au succes. Știi bancul ăla cu inspecția în construcții? Era o firmă de asta care construia. Și la un moment dat vine dirigintele șantier și zice: băi, Gigele, fii atent, o să avem inspecție. Băi, indiferent ce se întâmplă, voi sunteți, așa trebuie să se întâmple, la țanc, ca să nu avem discuții. Și vine ea și cu casca în cap, pam, pe acolo se uite și la un moment dat Gigel stătea, se făcea că muncește și poc, pică un zid lângă ei. Și Gigel, cu o figură imperturbabilă, înțelege 8.37, exact la țanca, acum trebuia să cadă. La fel și la ruși.
Înțelegi? Nu avem de unde să știm dacă este planul lor, dacă au vrut să cucerească Mariupolul și nu au fost în stare, dacă au cucerit Pogovor. Și acum ce Putin practic? Vreau să spun că a fost foarte bine surprinsă situația în ce a spus Mirel Adineauri. Este la ora actuală discuția la Washington e așa. În timpul lui Trump a fost China pe primul loc și Rusia. Atenție! China și Rusia. În timpul lui Biden este China și apoi Rusia. Exact. Deci nu mai discutăm în strategia pe care au prezentat-o ieri la Comisia de Informații și la Comisia de Apărare din Camera Reprezentanților pentru cele 773 de miliarde de dolari banii Pentagonului pe 2023. Clar că subsecretarul pentru apărare a spus că ceea ce contează la ora actuală, China este cel mai important concurent strategic al nostru, în timp ce Rusia înseamnă amenințări acute. Astea sunt termenii folosiți în fața parlamentarilor americani. Deci este foarte clar că la ora actuală, pentru America, China a rămas principalul obiectiv, principalul inamic, Rusia fiind în subsidiar. Ceea ce se întâmplă... Bun, și ce se întâmplă în Ucraina, ce este, din punctul noastră de vedere? În afară de... Uite, Boris Johnson, prim-ministrul Marii Britanii, poate l-arătăm, a vorbit în ucrainean. Asta este. Cum? Este ce este? Cel mai mare conflict militar de la al doilea război mondial din Europa. Așa este. Și prin repercursiunile lui și miza lui. Nu, e bun că se confruntă, e clar că se confruntă China cu Rusia, cu America. Este clar că stabilitatea strategică și discuțiile despre New Start vor reîncepe peste acordul nuclear, dar ceea ce se întâmplă acum este într-adevăr un război, pur și simplu o criză europeană care se manifestă nu numai din punct de vedere militar, ci și economic. Pentru că dacă ne uităm la ce se întâmplă la ora actuală, Germania are un singur terminal de gaz lichefiat. Dida mai Germania. Trec înapoi pe cărbune. Raționalizează gazul. Pentru că ei folosesc. Cât a cheltuit Europa pentru gazul din Rusia? 23 de miliarde de începând cu 24 februarie. 23 de miliarde, gândiți-vă. Păi 23 de miliarde au alimentat mașina de război a lui Putin. E clar, numai gazul. Deci numai plata de gaz. Nu mai vorbim de ce au deci ce zic rușii de la Pravda? De cereale. Rușii de la Pravda au spus așa. Dacă Europa renunță la gazul rusesc, se întoarce în secolul 19. Dar asta e propaganda lor. Există un zvon, de exemplu, că și-au legat, rubla de aur. Da, va fi o nenorocire puțin că aici, eu vreau neapărat să... Hai să e cazul să purtăm o discuție la un moment dat și va fi cazul, da? Pentru că ceea ce se întâmplă la ora la care noi discutăm în lumea din jurul nostru, mie mi-arată că la acest moment, cel puțin, noi, lumea occidentală, ne includem și noi în chestia asta, suntem pierzători net. Da, în povestea asta, în conflictul ăsta. Eu vorbesc de bani aici. Te dublez, simplu, foarte simplu. Wendy Sherman, o știm, că a participat la niște negocieri înainte de invazie. Nu? Da. Wendy Sherman, care este unul dintre principalii reprezentanți ai diplomației americane, chiar dacă mulți nu o suportă, că e mai agresivă, l-a acuzat pe Putin că a creat o criză alimentară uriașă, de proporție. Dar nu e vorba numai de criză alimentară. Adică suntem conștienți de ceea ce urmează. Domnule, a picat, ca să zicem așa, ca dracu războiul ăsta după COVID. După COVID, da? Pe lângă faptul că piețele se contractaseră deja. Și vorbim de la piețe financiare la ceea ce înseamnă piețele de material. Își reveniseră. Eu mă uit pe bursă des. Păi și eu mă uit pe bursă des. Își reveniseră. Era un trend, da. Un trend, puteam spera. Da, acum s-au dus înapoi. Dar pe chestiunea asta, acum se acutizează câteva lucruri. Și asta eu trag și eu un semnal de alarmă aici. O zicem așa și către guvernul României, că îl văd că umblă la chestii de astea cu vouchere, mai dă-le Nicule 100 de euro un voucher, puneți mai dă-le un 50, voi. Mai puneți o haină pe ai, voi. Genial. Băi, fraților, industria în momentul de față e pe butuci.
Povestea asta cu gazul creează niște frisoane în industrie în mod înfiorător în toată Europa. Greșminte chimice și plastice. Asta e. Agricultura, în momentul de față, nenorocire curată. 3. Materiale de construcții. Și nu vorbim doar de piața imobiliară, că aici zici, bă, gata, pun ăștia în conservare, nu mai construiesc blocul ăla de la colțul străzii. Nu! Vorbim de proiectele de infrastructură. Păi ne-am bătut atât cu pumnul în piept că facem cu banii din PNRR, pe mama naibii și pe nu știu ce. Păi în momentul de față să rescriu toate proiectele, inclusiv de la cele care au fost câștigate în anii trecuți. Pentru că un constructor care a câștigat în urmă cu 2 ani de zile o licitație cu un anumit preț pentru construirea unui kilometru de autostradă, azi, la ora la care vorbim, prețul fierului beton, nu numai că aproape s-a triplat, nu că s-a dublat. Oțelul la fel. Dar nu numai oțelul, atenție. Bă, piața cuprului, îmi spun oameni care sunt, vorbeam astăzi cu un instalator de aparate de aer condiționat, pentru un condominiu, ci pentru cei care fac pentru industrial chestiunea asta. Mi-a spus domnul Turcescu, zice, sunt obligat la această oră să retrimit ofertele pentru cei care încearcă să ne contacteze din 3 în 3 ore. Păi zic, de ce? Numai din 3 în 3 zile. Numai din 3 în 3 zile, pentru că zice, din oră în oră mie mi se schimbă cotațiile bursiere și alea pe piața bursei de mărfuri pe la care pot să cumpăr materia primă. Deci poate numai sus. Deci, oameni buni, la acest moment eu vreau o analiză din partea oamenilor deștepți, agențiilor de rating, a oamenilor care sunt în momentul ating tank-urilor care se uită la chestia asta. Băi, Europa s-a băgat în acest moment, e îngăleată, e nenorocire curată. Din punct de vedere economic, consecințele acestei contracții economice care are loc 1973 acum, scrie pe noi acum. Deci ne duce în urmă cu zeci de ani, da, despre asta iată, este vorba. Prima criză istoric, a petrolului. Există un istoric britanic care a dat interviu și unei surse românești. Lasă-mă că mai am băgat benzină, motorină înainte de a veni la tine la emisiune. Așa. Da? 70 și ceva de lei în plus față de cât băgam de obicei la un plin. 70 și ceva de lei? 70 și ceva de lei în plus. Deci de lei? Păi da, la plinul de... La plinul pe care îl făceam de obicei la mașină, da? Sunt 70 și ceva de lei în plus. E 8 lei și jumătate la pompă în momentul de față motorina și sunt locuri în care există și motorină și de 9 lei. La aia obișnuită, ca să ne înțelegem. Da, m-am premium. Mai uitat la premium, la una. Da, asta, regular. Da? Păi bă, fraților, e cu 2 lei jumate mai mult decât în urmă cu... Robert, îți fac eu în 10 secunde îți fac strategia. Nu ne trebuie nici tank-uri, nici nimic. Să fugim, ne mănâncă. O să fie belită rău de tot. Rău! Strategia. Rău. Asta a spus-o situația. Cu aceeași formă în Cristoi, dar da. În culise, n-a zis-o pe post. Puteai să duci și tu în pauză. Spus. Dar înțeleg. Nu, domnule, ce e? Vă da. Expresie, eu expresie românească. Eu adaptat perfect și, acestui context. Da? Eu n-am o problemă. Vreau să spun ceva. Există un istoric britanic, totuși, care în acest context și al confruntărilor dintre marile puteri, zice o chestie interesantă, care îmi permite mie o anumită întrebare. Zice că Putin oricum, și a și spus-o în repetate rânduri înainte de invazie, urăște din suflet Occidentul. Îi detestă pe ăștia, pe globaliști, pe care consideră niște deviaționiști din toate punctele de vedere. Și pe latura aia, și pe latura aia, și pe latura aia, și pe latura aia. Consideră Occidentul o zonă decadentă, o zonă care, așa cum consideră mulți ruși, de la ideologul Dugin până la alții, care ar merita să intre într-o decădere definitivă. Credeți, domnule general, că această invazie, pe baza și a înțelegerilor anterioare cu China și poate cu alte surse din acest BRICS, este și o încercare de a da o lovitură puternică Europei, noi am mai discutat despre asta, a Europei vestice și a destabilizării Uniunii Europene, de exemplu? Adică lovind Ucraina prin miza, prin tot ceea ce se întâmplă. Fără Europa, Europa vestică nu există din punct de vedere economic la această oră. Unde se duce gazul rusesc? Am zis UE. Băi, fraților, UE. Că în India destabilizării UE. Nu, că nu ar fi imposibil să urbanească. Destabilizezi UE, în sensul ca să nu mai fie monolitul ăla și să, ca și conglomerat, ruperea UE ca și efect pe nu știu câți ani. Domnul general, spuneți-mi asta că mănâncă limba. Da. Spuneți-mi asta. Nu, eu ce să spun? Eu spun așa, UE nu contează. Deci în războiul ăsta nu au reușit. Dom'le, atât timp cât Europa nu este federală, n-avem ce să discutăm. Da, au început să apară totuși voci împotriva Statelor Unite în Europa. Și acum Macron, dar nu numai Macron. Am văzut olandezi, am văzut britanici, am văzut oameni care vorbesc despre faptul că... La ora păi a început să-i doară buzunarul, domnule. Frica... Îmi cer scuze, Robert. Da. Este frica de apariția unui Trump din nou la Casa Albă. Păi o să vină peste 3 ani, o să vină înapoi.
Asta e problema mare a europenilor, de asta se și încearcă la ora actuală tot, găsirea tot felul de soluții, în primul rând de securitate. Deci Borel a spus clar, am făcut un corp de reacție rapidă de 5.000 de militari, care să fie în sprijinul NATO. Deci spune, el a spus pentru prima dată în ultimii ani că nu discută de o armată europeană, ci este un corp de reacție rapidă pentru rezolvarea crizelor europene și a vecinătăților Uniunii Europene. Ceea ce înseamnă vecinătate, mă gândesc la Mali, așa că e mai aproape de noi. Da, da, există nemții care au luat în calcul o armată europeană. S-a vorbit pentru prima oară de... Bun, acolo știți care este la nemți? Chiar mă uitam astăzi, citeam niște materiale pe care le-am primit de la un coleg, un general german, și îmi seziza faptul că au trei femei la conducere la ora actuală. Una este ministru de externe, una este ministru apărării și una este ministru Homeland Security, a Ministerului de Interne. Deci cum va reacționa Germania în perioada următoare este extrem de interesant. Pentru că doamna care este ministru apărării are 100 de miliarde la ora actuală, iar în armata germană, să fim serioși, dacă citiți raportul Parlamentului German de acum 2 ani, e jale. Vă îngrijorați tare. Așa este. Vă îngrijorați tare. Deci din 18 elicoptere navale merg 4. Din acum când au tancuri, mers, tancurile la fel aveau probleme mari cu tancurile. Și acum au adunat tancuri de la diferite unități ca să se ducă în Estonia, Letonia și Lituania. Păi, vă dați seama, deci cine fac? Noi nu fabricăm tancuri. Noi am făcut tancul ăla pe vremea lui Ceaușescu, care l-am trimis în Egipt și l-am adus înapoi. Domn general, am plimbat pe nisip acolo și l-am adus înapoi. Sunteți fer convins, fer conștient de faptul că 5.000 deocamdată nu înseamnă mare lucru. 5.000 este o unitate mică spre medie. La ce te referi? 5.000 de morți? 5.000, nu 5.000 de morți. 5.000 de soldați asta pentru... Și eu din cazul unei operațiuni, exact, de exemplu, de migrație, cum a fost migrația din Turcia, Siria, mă rog, zona aia, poți să desfășori oamenii ăștia pe graniță. Asta are lucru, nu poți să faci. Asta nu e război, asta este, sunt doar chestii de menținerea a păcii și de gestionarea unor diverse dezastre. Gândiți-vă că legiunea franceză are mai mult de 5.000 și Dumnezeului este un soi de unitate de mercenari. Dar ce voiam să spun este, permiteți-mi să am o atitudine contrariană. Exact cum la bursă sunt unii care sunt contrarieni și zic, băi, spre deosebire de ce zice toată lumea, noi venim să vă povestim un pic diferit. Robert spunea despre felul în care Europa în momentul de față este într-o situație foarte proastă. Și eu vin să spun, da, sunt de acord cu dumneavoastră, pe termen scurt, ne așteaptă o criză de mari proporții, asemănătoare cu criza petrolului, criza OPEC din anii 70. Din ce cauza Europa? Din cauza ei sau din cauza... Nu, din cauza dependenței de hidrocarburile fosile, din cauza creșterii prețurilor. Dar exact cum s-a întâmplat cu America la începutul anilor 70, când a fost foarte dependentă de petrolul OPEC, au venit arabii, au strâns șurubul, au crescut prețul de 2 ori, a intrat toată lumea în vrie, într-o recesiune, dar au mai și prin anii 80. Deci a durat 5 ani spre 7 ani. Când a apărut muzica punk, apropo, muzica punk este consecința depresiei generalizate. Au trecut de la flower power și de la rock progresiv la muzică punk, gâș, Sex Pistols, pentru că toată lumea era într-o sărăcie cruntă. New York-ul era în incapacitate de plată, s-a dus cu căciula în mână la statul federal, a zis dați-mi bani și nu mai putem. În anarhie. Și aproape în anarhie. Deci, dar, și aici vine atitudinea mea contrariană. Pe termen mediu, părerea mea este că Occidentul, atât Statele Unite cât și Europa din care facem parte, în mod paradoxal va beneficia de această desprindere, de această înțărcare de resursele relativ facile și relativ ieftine din Rusia. Exact același lucru s-a întâmplat după criza din OPEC în anii 80, când s-a trecut la o eficientizare semnificativă a economiei și la o desprindere de spui energie. Logic. Așa ar trebui să se întâmple. E foarte posibil ca țările occidentale să se mobilizeze, să-și revină, să se trezească din pumn și asta să ducă la un moment al adevărului pentru economiile occidentale,
care să zică, bă, suntem prea dependenți din punct de vedere industrial de China, pe termen scurt asta o să ne facă varză, că trebuie să aducem industria înapoi, trebuie să reeducăm oamenii, să recalificăm oamenii. Thinking, Mirel. Adică ce e să spui? Că își relochează în momentul de față afacerile pe care tocmai ce le-au trimis către China, tocmai pe le-au trimis acum 20, 30, 40 și le aduc înapoi, le repatriază? O să dureze 10 ani de zile, o să beneficiem foarte mult de pe urma automatizării. Hai că mai continuăm discuția exact în punctul ei fierbinte. Vorbim peste 10 ani, s-ar putea să fie bine în mod paradoxal. După pauză, vorbim și de intervenția lui Trump acum, care simte momentul vulnerabil al lui Biden, care stă destul de prost în sondajele americane. Da. 40% din americani cotă. Dar mai mult de atât. Trump, dacă ar fi alegeri astăzi, ar câștiga. Domnule, un singur lucru să înțelegeți. Atâta spun. De ce stă Biden acolo? Să înțeleagă toată lumea. Nu, îi doare la bască pe americani. Economy stupid. La ei, is the economy stupid odată, dar e povestea cu benzina, domnule. Nu înțelegeți. Numai cine n-a fost în America nu înțelege chestiunea asta. Americanul, relația lui cu pompa de benzină, cu mașina mare, cu galonul, Gazling, este o relație, cum să spun, deci nu, mai bine nu mănâncă. Trebuie să intrăm în publicitate, că altfel ne scuzăm. Tot economie. Continuăm această discuție. Oricum, Trump îl lovește pe Biden, încearcă prin Putin, ceea ce este foarte interesant acest joc. Revenim în câteva momente, rămâneți alături de noi. Avem și câteva amintiri, de exemplu, din relația Trump-Biden sau Biden, declarații despre Ucraina, le vedem în câteva clipuri.